Startup Weekend este pentru prima dată preluat de la un fost proiect de către Asociația Companiilor IT și anume în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în domeniul TIC finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Evenimentul Startup Weekend nu ar fi posibil fără suportul partenerilor constanți care ne ajută și ne susțin. Printre acestea se află Orange Moldova, Simpulse, Microsoft. Anul acesta am avut cele mai multe idei care de fapt participă și au fost selectate pentru a lucra timp de 54 de ore. Toți au fost foarte dedicați, au rămas și pe noapte, au lucrat, ceea ce este foarte motivant inclusiv și pentru noi, pentru că de fapt asta ne propunem, să dezvoltăm comunitatea de IT-iști și de antreprenori în Moldova, iar Startup Weekend din anul acesta a demonstrat că se poate. La ediția aceasta avem, cred că, un număr record de participanți, am depășit cifra de 100 și probabil avem cel mai mare număr de studenți, ceea ce îi dă o energie deosebită. Sunt niște tineri foarte entuziasmați, foarte motivați. Mă bucur foarte mult să-i văd cât de mult au progresat de la ideile de vineri seara până la aceste prezentări care le fac acum. Mentorii pentru fiecare ediție încercăm să-i alegem să aducă niște competențe un pic diferite de ceea ce am avut de fiecare dată. Încercăm să nu ne repetăm, să găsim oameni care prin experiența pe care au avut-o, succesele pe care le-au obținut pe parcursul timpului, îi pot ajuta pe participanții la eveniment să-și dezvolte proiectele, să-și realizeze visele, să devină antreprenori. Oh, it's very exciting to be in Moldova and I really like the spirit over here, and compared to other events it's amazing because I'm really impressed with the number of developers that are part of the event, and this is something very rare. When you go to an event like that in Western Europe, there are like hardly any developers, and here like 60% of the people are developers, which is really really good because like this is the most important thing, to mix together developers, designers and business people. I think people are very teachable over here and they're kind of motivated to innovate and do things. I think there's a number of goals of this event. It's to give young people, and not just young people, any age people, the chance to try entrepreneurship, but also to give them the tools, resources to go a little bit further, give them the motivation, and just have a good weekend, learn a lot with some great people. I think the teams are very strong. I've traveled around the world a lot and coached and mentored across the world, and I think this is pretty high quality. Teams have a good understanding of the business model, the uniqueness of the idea, and I think it's very well. Echipa se numește Square și noi oferim o platformă pentru oameni care au hobby și aș dori să transforme hobby-ul lor într-un job care să fie plătit. Oamenii intră pe platforma noastră, își aleg o listă de hobby-uri și noi oferim sugestii pentru joburi în care ei s-au putea să se implice. Am venit cu ideea, am spus o echipă care suntem cumva uniți prin viziunea noastră. În două zile am dezvoltat un produs. Ideea startup-ului constă în crearea unui tool care să fie de ajutor pentru social media managers în comunicarea lor cu clienți. Este o aplicație pentru turiști ca să-i ajute să găsească un anumit obiect mai unic, de genul la un suvenir sau o carte sau alte locații pe mapă. Pentru că de obicei turiștii nu prea știu locurile, mapa noastră va ajuta să ajungă la loc, să găsească omul, să cumpere și să plece acasă destul de fericit. Am venit trei persoane, trei prieteni, eu ca developer și un designer și o persoană non tehnică, și deja aici pe loc am mai găsit doi developer și doi designer și am formulat echipa. Iar mentorii, au fost foarte, foarte de ajutor, atât în a ne cede la ideea, cât și a găsi metode cum să o monetizăm, și ne-au dat foarte multe sfaturi la interacțiunea publicului cu site-ul nostru și la design. Că au fost minunați. Excited! You can't wait to see who is winning, huh? Yeah. I was expecting to see and to meet great people with great ideas, and this is exactly what happened. And I'm proud to be part of you guys because I saw really great ideas, I saw enthusiastic people. You're special.
you're different. You have a lot of potential. You have a lot of drive. The ideas, I'm surprised, and it kind of validated my my impulse of moving here. There's a lot of good ideas, and there are a lot of amazing people. Într-adevăr, ne-am pregătit foarte mult. Am știut bine piața, am știut care, într-adevăr, este problema. Am dezvoltat platforma dintr-o necesitate reală. Și, respectiv, asta cred că a oferit o credibilitate proiectului nostru. Desigur că o să fie implementat mai departe. Vrem investiții, vrem să dezvoltăm proiectul în toate direcțiile și să ajungă o companie care să ofere servicii și să aibă un venit.